Fraților, caracterizarea este procedeul prin care autorul unei opere creează profilul unui personaj, cu scopul de a ilustra cum e personajul ăla, cum arată, ce valori are și ce opinie are, la ce personalitate se încadrează, care sunt cele mai intime gânduri și cum se comportă în diferite situații. Unele personaje sunt atât de bine conturate încât un psiholog atent le poate descoperi o serie de traume, tulburări sau chiar boli mentale. Dacă mergi să-ți faci un test de personalitate, o să vezi la secțiunea celebrități că apar și câteva personaje fictive. Edd Stark din Urzarea Tronurilor e logistician, Konstantin Levin din Ana Karenina e mediator, iar Gandalf din Stăpânul Inelelor e un arhitect. E clar că autorii cărților ăstora au făcut treabă bună, dacă personajele lor sunt atât de complexe încât poți presupune ce ar face dacă ar răspunde la teste psihologice online. Dacă un personaj nu e conturat cum trebuie, sau dacă cititorul nu îl înțelege în contextul său social, istoric sau politic, poate trage concluzii pripite. La prima vedere, Ion ne poate părea un misogin, fără scrupule, care nu face duș în fiecare zi. Nu e chiar așa. Și chiar dacă ar fi, e cazul să afli mai multe pentru a scrie eseul Particularități de construcție a unui personaj în romanul Ion de Liviu Rebreanu. Dar înainte de asta, rândul trecut vă povesteam despre Global Confederation of Romanian Students, fără de care toată seria Zaia Bac nu ar fi posibilă. Ei oferă tuturor studenților vorbitori de limba română bursele GCRS. Ce sunt aceste burse? Hai să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te că tu lucrezi într-un ONG un anumit număr de ore care te califică pentru niște bani oferiți de statul în care ai decis să studiezi. Bani care îți acoperă cheltuielile ca student. Bursele GCRS chiar asta fac. Te ajută să îndeplinești criteriile pentru a accesa acești bani. Dacă amintiți, înainte am vorbit de costurile suportate de studenți în piața liberă, în general în țările vestice. De data asta, haideți să luăm un exemplu concret. Olanda, unde costurile chiriei urcă la 500 de euro. Cumpărăturile și mâncarea duc la 400, iar transportul 150, fără a mai pune costuri ca asigurarea de sănătate, cărți pentru facultate sau haine. Totalul te duce lejer la 1000 de euro. Ei bine, frații de la GCRS te vor ajuta să aplici pentru indemnizații care acoperă costurile asigurării și o parte din chirie. În plus, au informații despre cum poți economisi bani pentru cărțile de la facultate, mâncare, mobilă și haine. Iar bursele, în valoare de 1100 de euro, îți vor acoperi chiria, mâncarea, taxa de școlarizare și vei primi transport gratuit în toată Olanda. Așa că ce mai aștepți? Intră pe site-ul lor să afli cum poți face rost de bani. Ca să-ți dea ăștia punctajul maxim la BAC, trebuie să atingi niște puncte destul de bine definite. Așa că asta o să facem și noi acum. Conform baremului, punctele se oferă pentru două mari categorii. Prima e valabilă pentru orice tip de eseu structurat, indiferent că vorbim de tema și viziunea despre lume, particularitățile de construcție a personajului principal sau relația dintre două personaje. Tot ce trebuie să faci este să scrii și tu o compunere mai de Doamne ajută. Asta valorează 12 din totalul de 30 de puncte și e reprezentată de existența părților componente, adică introducere, cuprins și încheiere, fără de care oricum niciun eseu nu e complet, înlănțuirea ideilor într-un mod care să aibă o logică, adică pornești de la o premisă, o explici în mai multe părți, o expui în exemple concrete și termin cu o concluzie care reia întreaga poveste pe scurt, și utilizarea unui limbaj literar cu termeni adecvați, enunțuri clare și sintaxă, din care se înțelege care e subiectul și care sunt complementele. Adică le arăți că știi cuvinte care au legătură cu literatura și că poți folosi cuvintele astea în fraze corect alcătuite. Știu, e absurd. Alte două elemente importante sunt analiza și argumentarea. Nu te apuca să spui lucruri pe jumătate adevărate sau pe care mai apoi nu știi să le explici. Și nici nu umple paginile cu informații irelevante pentru subiectul în cauză. Nu numai că nu o să-i pese nimănui că ai scris prost, dar mult, dar o să-ți și scadă pentru deviere de la subiect. Iar ultimele lucruri la care trebuie să ai grijă sunt ortografia, punctuația, așezarea în pagină și lizibilitatea. Textul trebuie să fie ușor de citit și să nu arate ca o ciornă. Că mai sunt greșeli, asta e, mai greșești, tai și scrii mai departe. Important e să nu mâzgălești peste, de parcă n-ai vrea să vadă cineva ce ai scris tu acolo. Toată lumea mai mănâncă o literă, două din când în când, e ok. A doua categorie pentru care se oferă puncte e valabilă doar pentru eseul de care vom vorbi astăzi, și anume particularitățile de construcție a personajului principal, cunoscut și sub numele de caracterizarea personajului principal. Aici intră informația propriu-zisă, care valorează restul de 18 puncte. Să le enumerăm pe scurt, după care vom reveni cu explicația pe larg. Așadar, tu trebuie să prezinți statutul social, psihologic sau moral al personajului ales. Adică te apuci și zici că Ion e un țăran sărac, dar deștept, care caută să se îmbogățească printr-o căsătorie bazată pe interes în societatea românească antebelică, adică de dinaintea primului război mondial și așa mai departe. Să evidențiezi o trăsătură a personajului prin două secvențe reprezentative, pe care trebuie să le și comentezi, nu doar să le povestești pe scurt. De ce e Ion așa de bla bla bla? Păi uite două situații în care a demonstrat că e așa. Și să analizezi oricare patru elemente de structură, de compoziție și de limbaj specifice romanului, dar în același timp semnificative pentru caracterizarea personajului ales. Sunt destul de multe elemente la care trebuie să fii atent atunci când diseci baremul, dar în realitate totul se leagă. Ideea de eseu structurat nu există, așa cum ar părea la prima vedere, acolo ca să-ți pună ție bețe în roate, ci ca să te ajute să scrii un eseu complet, cu sens și structură clară. Uite cum am făcut noi. Introducere. A apărut în 1920 Ion de Liviu Rebreanu, deși un roman aparent tradițional, prezintă o lume rurală, dar nu simplistă. Pe ulițele bătătorite există conflicte reale, idile, drame și chiar tragedii. Ion, personajul principal, eponim, ceea ce înseamnă că numele romanului e același cu cel al personajului principal, este un țăran sărac, dar nu lipsit de complexitate. Drama principală a romanului este chiar cea care se dă în sufletul său, conflictul dintre glasul pământului și glasul iubirii. Așa cum e și normal, Ion nu poate fi privit de noi acum în secolul 21 cu aceiași ochi cu care ar fi fost privit acum 100 de ani. Nu e de mirare așadar că de-a lungul timpului personalitatea lui Ion a fost înțeleasă diferit de fiecare critic în parte. Dacă la o extremă l-avem pe George Călinescu, care nu putea vedea în Ion decât o brută, căreia și retenia îi ține loc de deșteptăciune, la cealaltă se află Eugen Lovinescu, care îl considera expresia instinctului de stăpânire a pământului. Nu putem nega niciuna dintre aceste opinii, deoarece Ion pare să fie atât un erou al categoriei sale sociale, în încercarea de a-și depăși statutul social dobândit prin naștere, cât și o ființă vicleană, capabilă să distrugă vieți în stânga și în dreapta, doar de dragul propriilor ambiții. Deciziile lui Ion de-a lungul celor 2 ani, povestiți în romanul lui Rebreanu, sunt cel puțin dificil, dacă nu chiar imposibil de luat de o persoană obișnuită. Undeva la mijloc se află opinia lui Nicolae Manolescu, care reușește să explice atât atitudinea aparent imorală a lui Ion, cât și sentimentul nostru de repulsie față de acțiunile sale. Acesta spune că Ion trăiește în preistoria moralei, într-un paradis foarte crud. Ambițiile țăranului și modul în care acesta încearcă să le atingă sunt dincolo de înțelegerea noastră clădită pe un secol de etică și morală. Gata introducerea, am spus ce vrem să prezentăm, adică pe Ion. Și am menționat și cea mai importantă problemă, adică dacă Ion e un erou al clasei sale sociale sau o brută fără scrupule. Acum că am bifat asta, urmează cuprinsul. Prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului ales prin raportare la conflictele din roman. Din punct de vedere moral, Ion e un om primitiv, pentru că nu resimte niciun fel de vină în urma acțiunilor sale. Dar asta nu înseamnă neapărat că e un personaj negativ, ci pur și simplu nu înțelege ideea de moralitate în felul în care s-ar aștepta omul sofisticat al secolului 21, adică noi. La nivel social, adică în ceea ce privește rolul său printre consăteni, în familie și așa mai departe, Rebreanu construiește prin Ion un personaj tipologic. Țăranul sărac, dar inteligent, care dorește să-și depășească condiția socială. La prima vedere nu se remarcă în niciun fel. Participă alături de ceilalți la horele de duminică și la slujbele de biserică și își caută soție care să-i facă moștenitori. Pământurile sunt pentru el moneda bogăției și muncește vara, dar se odihnește iarna. Ce îl face însă pe Ion un personaj interesant sunt situațiile în care e implicat și din care reies o multitudine de trăsături nu atât de banale pe cât ne-am aștepta din partea unui personaj tradițional. Deși e sărac, e căpetenia tinerilor din sat. Deși o iubește pe Florica, își învinge chemarea inimii pentru un scop mai important, alegând o căsătorie din interes. Deși se pune presiune pe el să o ia de soție pe Ana după ce fata rămâne însărcinată, acesta rămâne neclintit până ce Vasile Baciu acceptă să-i dea pământul împreună cu fata. La nivel psihologic, Ion e un personaj cu atât mai interesant datorită personalității sale duale. Pe de o parte, e căpetenia tinerilor din sat, dar pe de altă parte, în sufletul său, se simte inferior. Se simțea mic și slab cât un vierme pe care îl calci în picioare sau ca o frunză pe care vântul o vâltorește cum îi place. Ne spune naratorul despre Ion, care privește neputincios întinderea de pământ ce nu-i aparține. Așadar, deși datorită inteligenței sale câștigă respectul altora, inclusiv al familiei Herdelea, pe care o tratează cu respect, umilința îl face să-și piardă controlul și, din când în când, caracterul său violent iese la suprafață. Se bate cu George, care îl părâse lui Vasile Baciu, dar și cu Simion Lungu, cu toate că el fusese cel care încercase să-i fure din pământ și deseori își agresează soția și părinții, care, mai slabi fiind, nu mai reușesc nici măcar să riposteze. E o fire ambițioasă, care depune tot efortul de care e în stare pentru a-și atinge scopurile, dar și una impulsivă, ce nu-și poate controla emoțiile. Relevarea unei trăsături a personajului, ilustrate prin două episoade citate, secvențe, comentate. Principala trăsătură de caracter al lui Ion e cu siguranță obsesia de a avea pământ, iar scenele cele mai reprezentative sunt cea în care apare pentru prima dată cosind, deja cunoscută, bine cunoscuta sărutarea pământului și înmormântarea. Să le luăm pe rând. Cosirea delniței. După ce petrecuse toată duminica până noaptea târziu, luni, fiind de coasă, Ion e trezit dis de dimineață de mama sa, însă, contrar așteptărilor cititorului, băiatul se trezește fără nemulțumiri. Zenobia nu-l mai cicăli. Știa bine că băiatul, când e vorba de muncă, nu se codește și nu le nevește ca glanetașul. Acolo, pe delnița sa, în arșița verii, Ion devine una cu pământul. Nu se simte descurajat de oboseală, ci dimpotrivă, pasiunea pe care o simte pentru pământ îl face să muncească cu mai multă îndârjire. În mintea sa nu există o limită atunci când vine vorba de cât pământ are nevoie. Simte că de i s-ar oferi șansa, ar putea fi stăpân pe toate pământurile din lume. Dorința îi se transformă în obsesie, cumva nu mai e de mult vorba de bani. Pământul devine un scop în sine. Brazda culcată îl privea neputincioasă, biruită, umplându-i inima deodată cu o mândrie de stăpân. Vâjâiturile stranii păreau niște cântece de închinare. Sprijinit în coasă, pieptul îi se umflă, spinarea îi se îndreptă, iar ochii îi se aprinseră într-o lucire de izbândă. Se simțea atât de puternic încât să domnească peste tot cuprinsul. Flăcăului îi curgea sudoarea pe obraj, pe piept, pe spate, iar câte un strop de pe frunte îi se prelingea prin sprâncene și, căzând, se frământa în humă, înfrățind parcă mai puternic omul cu lutul. Îl dureau picioarele din genunchi, spinarea îi ardea și brațele îi atârnau ca niște poveri de plumb. Sărutarea pământului. La sfârșitul iernii, când zăpada începea deja să se topească și aici colo se vedeau petice de pământ dezgolit, Ion, care aștepta deja de luni de zile să-și vadă pământurile nou obținute și să le simtă sub picioare, merge într-o zi de luni, în haine de sărbătoare, să-și vadă cea mai mare dintre delnițe. Îi râdeau ochii, iar fața toată îi era scăldată într-o sudoare caldă, de patimă. Îl cuprinse o poftă sălbatică să îmbrățișeze huma, să o crâmpoțească în sărutări. Întinse mâinile spre brazdele drepte, zgrunțuroase și umede. Mirosul acru, proaspăt și roditor îi aprindea sângele. Se aplecă, luă în mâini un bulgăre și îl sfărâmă între degete, cu o plăcere înfricoșată. Mâinile îi rămaseră unse cu lutul cleios, ca niște mânuși de doliu. Sorbi mirosul frecându-și palmele, apoi, încet, cu cernic, fără să-și dea seama, se lăsă în genunchi. Își coborî fruntea și își lipi buzele cu voluptate de pământul ud și, în sărutarea aceasta grăbită, simți un fior rece, amețitor. Să te apuci să pupi pământul nu e neapărat ceva ce faci când ești un om obișnuit. Până și Ion, când își dă seama ce face, se ridică rușinat și speră că nu l-a văzut nimeni. Însă, din obsesia stăpânirii pământului, scena se transformă într-una prevestitoare de rău. Naratorul introduce un element funest. E vorba de mânuși de doliu. Așadar, ajungem la ultima scenă semnificativă, și anume, înmormântarea. Pedeapsa protagonistului pentru ambițiile sale prea mari e chiar moartea. Nici măcar secvența epică a morții sale nu e scutită de simbolistica legăturii sale cu pământul. Ion, fiind ucis de George, nu cu toporul sau cuțitul, cum se mai obișnuiește, ci cu sapa, însă și mai sugestivă e îngropăciunea. Pe urmă, Ion fu coborât în pământul care i-a fost prea drag și oamenii au venit pe rând să-i arunce câte o mână de lut umed care răbufnea greu și trist pe scândurile odihnei de veci. De la un uriaș, așa cum e înfățișat pământul de-a lungul romanului, el devine un loc restrâns și închis, un simbol al tragismului personajului, care a căzut pradă propriilor sale ambiții. Date fiind cotele la care ajunge obsesia lui Ion pentru pământ, acesta iese din cadrele realismului și devine un simbol al dorinței arzătoare, devenite fatale. Personajul trece de la stăpânire la a fi stăpânit, sfârșind prin a ajunge absorbit în pământul care îi fusese atât de drag. Ilustrarea a 4 elemente de structură și de compoziție ale romanului, semnificative pentru construcția personajului, de exemplu, acțiune, conflict, incipit, final, perspectiva narrativă și relații temporare și spațiale, registre stilistice, etc. Elementele despre care noi vom vorbi sunt structura romanului, pentru că e împărțit în 2 volume, Glasul Pământului și Glasul Iubirii, care coincide cu drama interioară a personajului principal, incipitul și finalul, pentru că surprind falsa evoluție a lui Ion ca personaj, dar și destinul său implacabil, tehnica narrativă a contrapunctului, care arată ambițiile exagerate ale lui Ion, prezentate în paralel cu cele ale lui Titu Herdelea, tehnica pluralității perspectivelor, adică modul în care Ion e perceput diferit de fiecare personaj în parte, caracterizarea directă și caracterizarea indirectă. Sunt mai mult de 4, unele sunt mai sofisticate, altele mai generale, să aveți voi de unde alege. Vom începe de la coadă, să fie mai ușor de înțeles. Veți vedea că majoritatea acestor particularități de construcție a personajului se întrepătrund. Caracterizarea directă este cea prin care trăsăturile personajului sunt numite direct, adică vedem cuvintele din text, că Ion e sărac, e deștept, e ambițios, e muncitor. Ar fi bine să poți să reții 1 sau 2 citate scurte ca să poți da exemple concrete. Caracterizarea directă poate fi făcută de narator într-o manieră obiectivă la persoana a 3-a. Celelalte personaje pot face și ele caracterizare directă în mod obiectiv, dar de cele mai multe ori vorbim de subiectivitate. Adică Vasile Baciu poate să spună despre Ion că e hoț, dar în realitate cine știe? Poate e doar oportunist. Cea de-a 3-a persoană care poate face caracterizarea directă e chiar personajul caracterizat, iar procedeul se numește autocaracterizare. În 99,9% din cazuri vorbim despre o apreciere subiectivă. E greu să vorbești despre tine fără să fii influențat tot de tine. Caracterizarea indirectă e puțin mai complexă, pentru că trăsăturile personajului apar într-o formă mai degrabă implicită. Poate nu ni se spune direct despre Ion că nu crede în egalitatea dintre sexe, dar vedem că o bate pe Ana, care nu poate riposta, și putem presupune acest lucru. Vorbim așadar despre 1. Identitatea personajului în raport cu mediul social. Aflăm că Ion e un tânăr ambițios, deoarece dorește să-și depășească condiția socială, dar și un lider înnăscut, din moment ce, în ciuda stării sale materiale, reușește să devină căpetenia tinerilor din sat. 2. Modelul uman pe care îl reprezintă. În cazul nostru, Ion are o obsesie pentru pământ, pe care nu o poate controla și care îl face să nu vadă decât înainte pe drumul său, de parcă n-ar exista un scop mai important pe lume. Modelul uman pe care îl reprezintă e țăranul sărac obsedat de pământ. 3. Abilitățile cognitive. Ion e capabil să înțeleagă că se află în centrul unei dileme, fiindu-i foarte greu să aleagă între glasul pământului și glasul iubirii. Există numeroase momente de-a lungul romanului în care îl vedem pe Ion cum încearcă să o înlăture din minte pe Florica, pe care, dacă ar lua-o de soție, ar rămâne sărac în continuare. Aceste prime 3 categorii au fost folosite pentru a identifica, în prima parte a eseului, statutul social, moral și psihologic al personajului. 4. Semnificația numelui. Ion e cel mai banal nume românesc și se potrivește perfect unui țăran sărac, aparent fără perspectivă de depășire a condiției din naștere. Și 5. Interacțiunea cu celelalte personaje. Este sursa celor mai multe trăsături pe care le putem identifica la un personaj, iar exemplele sunt nenumărate. O să vedem în minutele care urmează cum se caracterizează Ion prin interacțiunea sa în raport cu celelalte personaje. Însă, pentru că vorbim despre un roman realist cu tendințe moderniste, există un alt procedeu de caracterizare destul de prezent în roman, de obicei specific prozei de analiză psihologică, și anume stilul indirect liber. O metodă prin care conștiința intimă a personajului principal și uneori a celorlalte personaje devine transparentă. Aflăm ce zace în sufletul personajelor fără ca cei din jurul lor să știe. Principala drama a romanului e cea dată de conflictul interior al personajului principal, ce nu poate alege între avere și femeia iubită. Acest conflict este redat prin structura romanului, împărțit în 2 volume, intitulate semnificativ Glasul Pământului, dorința lui Ion de a avea avere, care pentru el înseamnă a deține pământ, și Glasul Iubirii, Florica, femeia iubită, pe care o dorește neapărat și dorește să o facă a lui. La început, chemarea pământului e copleșitoare. Oricât de mare ar fi dragostea pentru Florica, nu se poate compara cu dorința arzătoare de a ieși din sărăcie. Mă moleșesc ca o babă năroadă, parcă n-aș mai fi în stare să mă scutur de calicie. Las că-i bună și Anuța. Se autocaracterizează Ion când decide să aleagă vocea pământului. Nu e de mirare că, cel puțin pentru o vreme, băiatul decide să-și închidă inima față de femeia iubită și să se dedice întru totul obținerii uriașului care nu-i dă liniște. Abia după ce obține pământ și aude că Florica se va căsători cu George, decide că e timpul să își îndrepte atenția spre altă chemare. Însă, chiar și când se gândește la Florica, nu poate decât să o compare cu o bucată de pământ. Cum se mărită și de ce, își zice furios, ca și când cineva i-ar fi furat cea mai bună și mai mare delniță de pământ. Începe să dea ascultare glasului iubirii, în încercarea de a-și rezolva drama interioară, iar sub pretextul că îi cere lui George sfaturi pentru pământuri și gospodărie, o vizitează pe Florica, acum căsătorită cu acesta. Aflăm și gândurile lui George, prin stil indirect liber, în raport cu Ion, care se simțea măgulit că vine și se mândrea că îi caută sfaturile un bărbat deștept ca Ion, care prin minte și șiretenie s-a înstărit, de unde mai înainte era calic ca un șoarece din biserică. Naratorul recunoaște firea vulcanică a lui Ion și în timpul conflictului cu George îl caracterizează direct ca fiind aprins ca un balaur. Să știu că 10 ani nu scap din temniță și tot nu mă las până nu-i văd sângele, murmură Ion aprins ca un balaur, încleștând pumnii și cutremurându-se. Imaginea negativă a lui Ion e susținută și de George, care, deși plin de furie, când află că acesta e în grădină cu Ana, evită să meargă la el, știind că băiatul e arțăgos ca un lup nemâncat. Incipit și finalul. Incipitul și finalul romanului se află în simetrie. Dacă la începutul primului capitol este descris drumul care intră în pripas, la sfârșitul ultimului capitol drumul iese din pripas, aproape ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat de-a lungul celor 2 ani. Și chiar dacă la prima vedere personajul lui Rebreanu pare să treacă printr-o evoluție, aceasta e doar aparentă. Într-adevăr, țăranul ajunge pentru o vreme să-și depășească condiția socială, însă în încercarea sa de a obține mai mult decât îi permite destinul, ajunge să moară tragic. În realitate, Ion nu se schimbă. Singurul lucru care se modifică sunt situațiile în care este implicat. Diferite conflicte îl fac să pară diferit în ochii celorlalte personaje, iar prin tehnica plurității perspectivelor vedem în Ion mai multe personalități. Nu doar la fiecare personaj în parte, ci chiar și din partea celorlalți personaje în momente diferite ale acțiunii. Dacă la început doamna Herdelea îi face o caracterizare directă, considerându-l un băiat cum se cade, e muncitor, e harnic, e săritor, e isteț, după ce băiatul o lasă însărcinată pe Ana și refuză să o viziteze cu lunile, soția învățătorului îi atribuie o serie de apelative ca afurisitule și ticălosule. Nu ți-e rușine obrazului să vorbești așa, afurisitule și spânzuratule? Voi nenorociți fetele și le faceți de râs și pe urmă vă mai bateți joc de suferințele lor. Ticălosule! În cadrul aceleiași situații, personaje diferite văd în Ion caracteristici diferite în funcție de ce trezește în ele atitudinea băiatului. Isprava cu Ana îl face pe Vasile Baciu să-l urască pe băiat. Uite hoțul și tâlharul, gândește acesta cu voce tare în timp ce își bate fica. Când însă Titu află că totul fusese un plan bine pus la punct de tânărul țăran, simte un puternic sentiment de groază, dar și admirație. Patima din glasul lui înfioră pe Titu. Îndârjirea, egoismul și cruzimea cu care omul acesta a urmărit o țintă, fără să se uite în dreapta sau în stânga, îl înfricoșau, dar îl și mișcau. Se simți mic în fața țăranului care a mers înainte, trecând nepăsător peste toate piedicile, luptând neobosit, împins de o patimă mare. Dorințele exagerate ale protagonistului sunt prezentate cu ajutorul tehnicii narrative a contrapunctului, prin experiența lui Titu Herdelea. Așa cum Ion se exclude din omogenitatea lumii tradiționale prin excesele sale, așa se exclude și Titu din cercul său de intelectuali, prin nevoia de a găsi o lume ideală care în fapt nu pare să existe. Fiul învățătorului trece Carpații spre România cu speranța să găsească acolo tot ce îi lipsise până atunci, dar găsește doar amărăciune, tragedii și neajunsuri. Viața e viață pretutindeni, cu aceleași deșertăciuni, cu aceleași așteptări și mai ales cu aceeași față înspăimântătoare care retează scurt aripile avântului. Visurile sunt tot atât de fără preț aici ca și dincolo. Din caracterizarea directă făcută de către narator, Ion este un tânăr de toată isprava. Din cauza tatălui său, care nu fusese niciodată suficient de harnic încât să ducă pe umerii săi povara gospodăriei pe care, de-a lungul timpului, în loc să o crească, o vânduse puțin câte puțin pentru a-și acoperi datoriile, Ion e nevoit să muncească cât doi pentru a salva ce mai putea fi salvat din pământurile mamei sale. Când s-a ridicat Ion, stăteau numai în 3 petice de pământ, fâneața, spre care se grăbea acum, și 2 porumbiști, dincolo de șosea, tocmai în hotarul satului Sărăcuța. Ce-ar fi trebuit să fie glanetașul a fost feciorul. Era iute și harnic ca măsa. Unde punea el mâna, punea și Dumnezeu mila. Iar pământul îi era drag ca ochii din cap. Nici o brazdă nu s-a mai înstrăinat de când s-a făcut dânsul stăpânul casei. În schimb, cum necum, în 2-3 ani, a plătit și datoriile ce le avea la Someșana din Armadia, încât a putut atâța focul cu cărțuriile verzi și roșii care pricinuiseră Zenobiei atâtea zile fripte. Patima pentru pământ o avea de când era mic, lucru pe care îl aflăm de la naratorul omniscient care expune abilitățile cognitive ale personajului. Deși fusese cel mai bun dintre băieții de la școala din sat, renunțase repede pentru că era mai drag să stea cu oile pe câmp decât cu cartea în mână. Iar asta nu pentru că nu i-ar fi plăcut să învețe, ba dimpotrivă, cele câteva cărți pe care le avea acasă le citise și le răscitise până se rupseseră. Însă învățătura nu se compara cu satisfacția muncii. Când merge în Armadia să îi ducă pe copiii herdelenilor la bal, Ion privește prin geamurile clădirii lumea dinăuntru și pentru o secundă regretă că nu a învățat și el carte. Însă gândurile sale, redate prin stil indirect liber, îi se risipesc rapid când își aduce aminte cât de dragi îi sunt pământurile. Dacă ar fi învățat carte, poate că ar fi fost și el printre dansatori, vesel, fără gânduri grele, fără trudănoase. Dacă ar fi ascultat pe Herdelea, apoi toată dragostea lui ar zbura iar acasă, alintând pământurile, fără de care viața lui întreagă nu ar mai avea niciun rost. Toate acestea nu plătesc cât o ceapă degerată, se gândi dânsul în cele din urmă, cu ochii mari, răsfrângând mereu petrecerea domnească, dar văzând de acum numai pământul aspru și totuși ademenitor ca o țărancă voinică și frumoasă a cărei îmbrățișare îți drobește oasele. Glasul pământului este cel care îl face pe Ion să ia toate deciziile și ajunge să îl ghideze în relația cu celelalte personaje. Aceasta este vocea pe care o ascultă la început, zicându-și că de are să asculte de glasul iubirii, nu mai are decât să ajungă și mai sărac decât este. Relația sa cu Florica, femeia pe care o iubește, sărăcește și întreaga sa atenție se concentrează asupra Anei sau mai corect asupra pământurilor fetei. Din momentul în care își atinge scopul, lăsând-o însărcinată pe fată, Ion devine rece și brutal. Ignoră cu totul datoria față de femeia care și-a pus întreaga viață în mâna sa și o transformă într-o victimă colaterală a conflictului său cu Vasile Baciu, care refuză să-și lase pământurile pe mâna unui om atât de viclean și egoist. Însă naratorul îl caracterizează de cele mai multe ori pe Ion în raport cu celelalte personaje. Trăsăturile sale, atât pozitive cât mai ales negative, reies din conflictele pe care le are cu mai toți consătenii. De la lupta cu George până la respectul față de familia Herdelea și rușinea în fața preotului Belciug. Prin caracterizare indirectă, identitatea personajului în raport cu mediul social reiese în momentul în care este așezat în contrast cu tatăl său, Ion Pop, al glanetașului. Ion se diferențiază de acesta prin refuzul de a-și urma destinul de țăran sărac, impus la naștere. Mai mult decât atât, deși bătrânul se învârte în jurul bogătașilor satului, când au loc diverse adunări, cum ar fi horile de duminică, nu îndrăznește să se bage în cercul acestora sau să participe la discuție, deoarece acceptă că societatea e împărțită în mai multe pături, iar el se află în cea de jos, fără acces la lumea bună. Spre deosebire de el, Ion este chiar căpetenia tinerilor din pripas. Flăcăii ascultă de el, unii chiar se tem de mânia acestuia, iar fetele îl privesc cu drag și se bucură în momentul în care sunt curtate de acesta. La sfârșitul horei de duminică, lăutarul Briceag ascultă de Ion și îl urmează la cărciumă, cu toate că George este dintr-o familie mult mai înstărită și îl plătește de fiecare dată. Prin stil indirect liber, naratorul ne dezvăluie și gândurile Anei în ziua în care își dă seama că viața sa alături de bărbatul de care se îndrăgostise nu mai e posibilă, că locul ei în inima lui Ion nu existase niciodată, iar ea picase în plasa uneltirilor sale fără cale de scăpare. A înșelat-o de cum s-a apropiat de ea. I-a simțit slăbiciunea și a urmărit-o ca un lup hain. Își aduse aminte cât îi vorbea de dulce la horă când umbla să-i sucească mintea. Prefăcătoria a fost dulceața, precum și îmbrățișarea lui cea din tâi, în culcușul ei pe cuptor până ce a lăsat-o însărcinată, până ce i-ai mâncat norocul și toată viața. Ultimul lucru despre care trebuie să mai vorbim pentru ca eseul să fie complet este concluzia. Având în vedere cele menționate, putem spune că, deși la prima vedere Ion pare un personaj dezumanizat de dragostea pentru pământ, acesta nu este decât interpretarea unui cititor din secolul 21. Pentru contextul istoric și social în care trăiește, protagonistul, Ion, rămâne un personaj tipologic. Țăranul sărac, ce dintr-un sentiment de inferioritate, vrea să-și depășească condiția prin posesia de pământuri. Într-adevăr, Ion prezintă și o latură atipică, determinată mai degrabă de arta narrativă a lui Rebreanu, care îl transformă într-un personaj ușor modernist prin scenele de conflict interior pe care acesta le trăiește și prin faptul că Ion se transformă într-un simbol al obsesiei pentru visul său, care ajunge să-i fie fatal. Și cam atât. Am atins toate punctele din barem. E important să înțelegeți la ce se referă fiecare dintre acestea și cel mai ușor e dacă îl comparați pe Ion cu o persoană reală. Cine e? Ce rol are? Cum se comportă în societatea în care trăiește? Ce îl diferențiază de ceilalți tineri din sat? Și care-i treaba cu pământul? Dacă respecti structura asta, o să ai un eseu punctat maxim, după care vei putea aplica și pentru faimoasele burse GCRS. Link în descriere.